interesul regiunii și pentru interesul cetățenilor. Da, evident, ceea ce a spus dumneavoastră, domn director, este complet adevărat și sunt anumite lucruri care trebuie dezvoltate în perspectivă. Noi am ținut să nu am acordul ăsta de cooperare cu ADR Nord, fiindcă cunoaștem mai multă lume de aici, cunoaștem, zic, ceea ce ați reușit să realizați, rezultatele noastre. Și suntem convins că echipa este una profesionistă, știți exact ce trebuie făcut, cum trebuie făcut. Și, evident, asta ne dă încredere că o să reușim mai mult să facem. Ne gândăm la faptul că pronosticurile pentru anul 2015 nu sunt foarte bune, să trebuie să o spunem direct, trebuie să nu le amăzim. Oricum, dacă nu facem nimic, nici dacă nu facem nimic, asta vă spun, dacă nu facem nimic, nici măcar. Trebuie să găsim și alte posibilități. Noi o să vă punem la dispoziție toate materialele de analiză care le avem. Ultimul a fost săptămâna trecută monitor economic lansată. Acolo sunt făcute pronosticurile, vreau zic, pe toate domeniile. Prosperarea și a regiunii și a țării noastre. Evident că nici pe departe nu vrem să acoperim toate funcțiile guvernului, dar ceea ce putem face, să facem. Da. Știți cum ați menționat dumneavoastră, că anul, da, noi deja înțelegem că o să fie un pic mai complicat. Da, un pic o să fie mai complicat. Da, dar în orice caz, nimeni nu a interesat ca noi să fim activi, ca să fim entuziasmați de lucruri pe care le facem pentru regiune. Și eu sper că rezultatele acestui document care va fi semnat va fi un produs foarte și foarte serios pentru regiune. De ce? Pentru că colaborarea noastră care poate avea loc, dar ne dă o greutate la CV-urile instituțiilor, dar și la depunerea la diferite programe care noi știm dacă putem merge în parteneriat. Rezultatele care vor apărea în regiunea din Nord vor fi replicate și în alte regiuni sau în alte localități. Noi preluăm tot de la Subceva, de la centru, dar iată aici. Vă mulțumim pentru încrederea și pentru aprecierea dumneavoastră către agenții. Sigur, asta rămâne o prioritate, dezvoltarea regională. Ați văzut în mesajul care l-a transmis donatorii guvernului, descentralizarea, dezvoltarea regională rămâne pe prioritate. Rămâne că cei la guvernare să trezească din somnul ăsta care e practic, nu știu de ce e întâi domină, să se ia decizii corecte vis-a-vis de ceea ce se poate de făcut. De aici, evident, omul până la urmă judică după lucruri concrete care se fac și nu după vorbe frumoase. Vorbe frumoase și așa mai departe. Felicitări pe încheierea acestui memorandum de colaborare. Și dumneavoastră ne dați, de exemplu, aproximativ ce preconizați voi pentru... Nu trebuie cu date concrete, dar aproximativ în trimestrul ăsta vrem să facem asta.